Bun găsit, dragi telespectatori! Ne propunem în prezentul episod să răspundem la întrebarea: care sunt dovezile învierii lui Iisus Hristos? Vom începe prin a prezenta câteva dovezi ale învierii Mântuitorului pe care le considerăm monumentale, dar vom menționa întreagăt, expeditiv, și alte câteva dovezi în încheierea prezentei emisiuni. Dar mai întâi ne vom referi la învierea Domnului Iisus Hristos ca fapt în sine. Așa cum aprecia cineva, faptul cel mai important din întregul fond de cunoștință al omenirii, evenimentul cel mai grandios al tuturor veacurilor, spre care converge întreaga istorie de mai înainte și de la care își dobândește sens și coerență prezentul și viitorul terei și al Universului, este învierea lui Iisus Hristos din morți. Așadar, este legitim și necesar ca acest eveniment să fie cercetat cu maximă atenție și responsabilitate de către orice om care vrea să înțeleagă ce se petrece nu numai sub soare, ci chiar în întregul univers în care trăim. Acest subiect nu trebuie să ne preocupe doar cu ocazia sărbătorii pascale sau în perioada dintre Paște și Înălțarea Domnului, ci în oricare perioadă a anului. Credința în învierea lui Iisus Hristos este adevărata piatră de încercare a creștinismului. Dacă ea ar putea fi îndepărtată, întreg edificiul creștinismului s-ar prăbuși în mod inevitabil. Dacă semnificația învierii este o chestiune teologică, faptul învierii lui Iisus Hristos este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat poate fi un mister, dar faptul că trupul lui Iisus a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Un judecător englez, Sir Edward Clarke, a declarat: ca jurist, am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acestei prime zile de Paște. Pentru mine, dovezile sunt concludente. De nenumărate ori, în fața Curții Supreme, am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Încheiat citatul. Să procedăm așadar la o trecere în revistă, ca să spunem așa, a câtorva asemenea dovezi. Să observăm mai întâi că singur creștinismul dintre toate religiile lumii pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Mormintele lui Mahomed, Buddha, Confucius și ale altor mari întemeiatori de religii sunt ocupate, dar despre mormântul lui Iisus se afirmă și se crede că mormântul a fost gol. Este legitim așadar să considerăm că prima dovadă monumentală a învierii lui Iisus este tocmai mormântul gol. În dimineața învierii, chiar un înger le-a spus femeilor să uzeze de evidența mormântului gol pentru a trage concluzia corectă privind realitatea învierii marelui lor învățător. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6, solul ceresc le spune femeilor de lângă mormânt, citat: nu vă temeți, căci eu știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Încheiat citatul din Matei 24, 5 și 6. Ori acel loc, acel mormânt era gol. Este evident că dacă vrăjmașii lui Iisus i-ar fi luat trupul, el ar fi arătat pentru a dovedi că el n-a înviat și lucrurile s-ar fi tranșat și clarificat foarte repede. Dacă ucenicii ar fi luat trupul marelui defunct și l-ar fi ascuns, escamotând adevărul, ei nu și-ar fi putut sacrifica viețile ulterior pentru o înșelătorie. Este deci total lipsită de logică o astfel de perspectivă. Să fim atenți că piatra de pe mormânt, sigiliul pus pe ușa mormântului, garda stabilită la fața locului, severa disciplină militară romană, care prevedea pedeapsa cu moartea în caz de părăsire apostolului, ei bine, tot ceea ce s-a făcut pentru a preveni învierea lui Iisus, au devenit probe care urmau tocmai să ateste învierea. Așa se înșeală diavolul întotdeauna când se ridică împotriva planurilor și voinței lui Dumnezeu. Mormântul gol este acel martor tăcut al învierii lui Iisus Hristos,
care nu a fost în mod argumentat niciodată infirmat. Este o realitate istorică faptul că apostolii și-au găsit o mulțime de adepți în Ierusalim. Ori mormântul era la câțiva pași pentru a confirma sau infirma mesajul învierii. Este de neconceput un asemenea succes în ipoteza unui fals evident, care putea fi demonstrat atât de facil. Pe de altă parte, teoria oficială cu privire la faptul că ucenicii ar fi furat trupul lui Iisus se contrazice prin ea însăși. Iată ce spune Sfântul Augustin referindu-se la soldații care au fost învățați să răspândească acel zvon. Citat. Ei, soldații, fie că dormeau, fie că erau treji. Dacă erau treji, cum de-au permis ca trupul să fie luat? Dacă dormeau, de unde au știut că ucenicii îl luară? Cum îndrăznesc ei, deci, spune Sfântul Augustin, să afirme că trupul a fost furat? Încheia citatul. Dar, precum soldații de odinioară, cei mai mulți contemporani și chiar unii martori ai învierii, deși au știut adevărul, n-au vrut să-l acceptă, să-l creadă, să-l mărturisească. Și au fabricat propriile lor teorii privitoare la acest eveniment pentru că fie nu au avut curajul să recunoască adevărul, fie nu au fost dispuși să plătească prețul de a-l urma pe cel crucificat și înviat. Și istoria, din nefericire, se repetă și astăzi cu enorm de mulți semeni de ai noștri. Oricum, pentru cercetătorul sincer, mormântul a fost și a rămas gol, Hristos a fost mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Și cred că sunteți de acord să spunem, Hristos a înviat, slăvit să fie El, de către toți cei care îl iubesc și chiar de întregul univers. Pe bună dreptate s-a spus, mormântul gol al lui Iisus Hristos este leagănul bisericii creștine. Dar nu un leagăn care să ne adoarmă, ci unul care, dimpotrivă, să ne trezească, să nască în noi trezirea conștiințelor și fortificarea convingerii și a dedicării pentru slujirea lui Dumnezeu și asemenilor, așa să fie, Dumnezeu să ne ajute. Mergem la a doua dovadă monumentală a învierii Domnului Iisus Hristos, pe care o considerăm Noul Testament. Noului Testament îi se mai spune și Cartea Învierii, tocmai datorită legăturii indisolubile dintre această scriere și înviere. Pe de o parte, dacă s-ar scoate din Noul Testament pasajele referitoare la înviere, rezultatul ar fi o carte mai mult decât mutilată. Pe de altă parte, este absolut justificat să afirmăm că această carte nici măcar nu ar fi fost scrisă vreodată dacă Iisus n-ar fi înviat din morți. Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt, înmormântate ar fi rămas și faptele și întreaga învățătură a lui Iisus. Aceasta pentru că Hristos însuși și-a legat în repetate rânduri veridicitatea învățăturii sale și mesianismul său le-a legat de propria înviere. El și-a programat învierea, așa cum se afirmă și în Matei 16, cu 21, spre exemplu, citat, de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze, încheiat citatul din Matei 16, cu 21. Abordăm acum a treia dovadă monumentală a învierii, și anume biserica. Începând cu primii martori ai învierii și venind până în zilele noastre. Pentru că perpetuarea martorilor învierii lui Hristos au însoțit creștinismul până în zilele noastre. Vorbind despre importanța martorilor învierii, deci acelor persoane cărora Hristos Iisus li s-a arătat după învierea sa din morți, în mod nemijlocit, profesorul englez C.S. Lewis a spus, citat, primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care susțineau că sunt martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i convinge și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio altă evanghelie n-ar mai fi fost scrisă vreodată, încheiat citatul. Cât de bine este însă că primii martori au reușit să convingă, să fie, să spunem așa, contagioși în mărturisirea lor,
mărturie care s-a transmis de-a lungul viacurilor posterității. O exprimare poate mai corectă ar fi următoarea: cât de bine că însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a convins pe mulți alți oameni cu privire la neprihănirea lui Iisus, ilustrată și demonstrată prin gloriosul fapt al învierii sale din morți. Și Duhul Sfânt s-a folosit și de mărturia oamenilor, a martorilor direct sau indirecți, ai învierii. Să avem în vedere faptul că, întrucât învierea lui Hristos a fost o minune, pentru dovedirea acesteia trebuie avute în vedere alte dovezi decât cele bazate pe legile naturale cunoscute, care de altfel au fost depășite, am putea spune chiar surclasate, în derularea grandiosului eveniment al învierii Mântuitorului. Iată ce a declarat în această privință un important om de știință american, Dr. A.C. Ivey, ex-președinte al Societății Americane de Fiziologie. Citat, ceva mai lung. Eu cred în învierea trupească a lui Iisus Hristos. Aceasta este într-adevăr o chestiune personală, dar eu nu mă rușinez să arăt lumii ceea ce cred și pot să-mi justific credința din punct de vedere intelectual. Nu pot demonstra adevărul acestei credințe așa cum aș putea demonstra fapte științifice care acum 100 de ani păreau tot atât de misterioase ca și învierea lui Iisus Hristos. Pe baza dovezilor istorice ale cunoașterii biologice actuale, orice om de știință fidel filozofiei științei poate pune la îndoială, desigur, învierea în trup a lui Iisus Hristos, dar nu o poate nega. Pentru că procedând astfel ar însemna să și poată dovedi că ea nu a avut loc. În consecință, eu pot spune doar că știința biologică de astăzi nu poate readuce la viață un trup mort, care a stat în mormânt timp de 3 zile. Dar a nega învierea lui Iisus Hristos pe baza a ceea ce biologia cunoaște la această dată ar însemna să manifest o atitudine neștiințifică. Încheia citatul. Dacă dovezile cunoașterii biologice actuale nu sunt aplicabile și folositoare pentru a dovedi veridicitatea învierii lui Iisus, în schimb, mărturia celor cărora li s-a descoperit Hristos după înviere este o dovadă legală și de necontestat. Și la aceasta ne propunem să ne referim în continuare. 3 lucruri sunt strict necesare pentru ca o mărturie să fie valabilă. În primul rând, ca martorii luați în considerare să fie martori direcți și competenți. În al doilea rând, ca acești martori să fie într-un număr suficient de mare. Și în al treilea rând, martorii trebuie să aibă o bună reputație, un caracter integru, trebuie să fie credibili. Ori, ucenicii Domnului îndeplinesc cu prisosință toate aceste 3 condiții. Ei afirmă în repetate rânduri și dovedesc că au fost martori oculari nemijlociți ai învierii lui Hristos. Altfel spus, ei n-au fost nici martori de mâna a doua și nici persoane care să-și fie arogat această calitate, ci relatările și învățătura lor s-au bazat pe experiențele lor reale și nemijlocite cu Iisus. Cum spune Ioan mai târziu, ce am văzut și am pipăit cu mâinile noastre. În ceea ce privește numărul martorilor oculari, acesta este mai mult decât confortabil. La 1 Corinteni 15, versetele 5-7, se enumără exemplificativ persoanele cărora li s-a arătat Iisus după învierea sa din morți, spunându-se, citat, s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și ne oprim aici cu citatul din 1 Corinteni 15, de la 1-7. Să observăm că e vorba de 500 de martori. Un număr suficient, nu-i așa? Dar apostolul Pavel mai precizează faptul că cei mai mulți erau încă în viață din acești martori în acea vreme. Această precizare este de o maximă importanță, întrucât ei puteau fi confruntați personal de către orice necredincios sau sceptic cu privire la ceea ce aceștia afirmau. Vechiul Testament cerea 2 sau 3 martori pentru a considera valabilă o mărturie. Deuteronom 17:6,
Lucrul însă rămâne neschimbat și în cadrul Bisericii Creștine, 2 Corinteni 13 cu 1, 1 Timotei 5 cu 19, și chiar și în jurisdicția laică. Cu privire la credibilitatea ucenicilor Domnului, este suficient să arătăm că nici în Biblie, nici în afara acesteia, n-a existat vreun oponent onorabil care să-i fie atacat pe ucenici pe temeiuri etice valabile. Apostolii nu puteau avea niciun motiv ascuns pentru a proclama un fapt atât de uluitor, cu atât mai mult cu cât și-au riscat viața făcând aceasta. Iar pe de altă parte, dacă afirmația lor n-ar fi fost reală, contrafacerea, așa cum deja m-am amintit, ar fi fost atât de ușor de dovedit. Înainte de a trece la enumerarea și la analiza martorilor învierii, făcută doar succint, vom încerca o clasificare tipologică cu caracter exemplificativ în baza diagnozei stărilor sufletești predominante ale acestor martori. Această clasificare ilustrează cărui tip de persoane li s-a arătat Iisus Hristos Domnul și în ce măsură vom înțelege că ne putem și noi încadra în unul din aceste tipuri. În primul rând, Domnul Iisus Hristos li s-a descoperit și li se descopere celor ale căror inimi ard de dragoste pentru Dumnezeu, pentru Iisus. Exemplu clasic este Maria Magdalena, primul martor feminin al învierii. În lista din 1 Corinteni 15 ea nu este menționată pentru că acolo se merge pe linia masculină a martorilor. Maria Magdalena, căreia i s-a iertat multe, inima îi ardea de dragoste după Dumnezeu. Oare sunt și eu, sunteți și dumneavoastră, ne calificăm să ni se descopere Domnul Iisus Hristos pornind de la această stare a inimii noastre? În al doilea rând, li s-a descoperit celor decepționați, dezamăgiți și descurajați. Exemplu biblic este cei doi ucenici în drumul lor spre Emaus. Sunt dezamăgit de ceea ce îmi oferă lumea aceasta, de mersuri și de valorile ei, de perspectivele acesteia. Dacă vin cu starea mea la Dumnezeu, la Iisus Hristos, mă calific ca acesta să-mi vorbească. Și el nu dezamăgește niciodată, pentru că el este singura ființă care poate asigura o finalitate fericită în ciuda unor probleme personale până ajunge la acea finalitate. Mergem la o a treia categorie tipologică. Cei copleșiți de simțământul vinovăției. Exemplu clasic este Petru, care se lepădase de 3 ori de învățătorul său, motiv pentru care a și plâns cu amar, după cum se arată în Luca 22, versetul 62, partea B. Să mă întreb dacă am și eu, dacă aveți și dumneavoastră simțământul că l-am trădat în vreun fel pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Său Iisus Hristos, prin faptele noastre vinovate. Dacă vom veni cu pocăință la El, ne vom califica pentru iertarea și mângăierea și mântuirea divină, după cum s-a calificat și Petru de odinioară. Mai abordăm încă o categorie, cei doritori de clarificări spirituale. Prin excelență, în această categorie intră, după cum cred că vă dați seama, apostolul Toma, cercetătorul apostolic, cum mi se mai spune. Dumnezeu nu este împotriva căutării unor dovezi logice privind existența și voința sa, dar dorește să pornim căutarea de la Sfânta Scriptură, scrisoarea lui de dragoste, și nu de la scrierile omenești atât de imperfecte și uneori atât de eronate. În al cincilea rând, am mai putea adăuga, cu referire la Saul din Tars, devenit apostolul Pavel, încă o categorie de oameni care se califică pentru întâlnirea cu Domnul. Cei plini de râvnă imensă pentru Dumnezeu, chiar dacă acționează din neștiință, necredință, cum a acționat și remarcabilul învățător din Tars. Să avem și noi zel pentru Dumnezeu, dar un zel unit cu priceperea, cu știința sfinților, care vine de la Dumnezeu, și să nu uităm, prin lumina lui Dumnezeu vedem lumina și din mâna lui Dumnezeu primim ceea ce putem să-i aducem. Fie deci să ne regăsim, măcar într-una dintre stările sufletești enumerate anterior,
pentru a putea beneficia de revelația divină. Luăm și o a patra dovadă monumentală lângă cele trei amintite anterior, și anume Duminica Creștină. Ziua Domnului, prima zi a săptămânii, duminica, poate fi considerată și ea o altă dovadă monument a învierii lui Iisus. Se apreciază ca fiind un lucru cu totul remarcabil că apostolii care erau evrei au trecut de la ținerea strictă a sabatului, de la închinarea într-o zi de sabat, semn al legământului poporului evreu cu Dumnezeu, conform Exodul 31 cu 13 și Ezechiel 20, 12 și 20, la închinarea de duminica. Originea acestei opțiuni poate fi explicată, după părerea multor teologi, numai și numai pe baza faptului că învierea Domnului a avut loc în această zi, prima a săptămânii. Totuși, credem că nu trebuie făcut prea mare caz de impunerea unei zile speciale de închinare, atâta vreme cât Biblia ne spune, la Roman 14, versetele 5 și 6, partea A, citat, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințată mintea lui, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face, încheiat citatul. Vai de cei care se închină lui Dumnezeu doar o zi pe săptămână, indiferent care ar fi ziua aceea. Apropo, ca să ne mai descrețim frunțile, am să relatez o întâmplare nostimă, se spune că un ardelean căuta într-un sat din Oltenia creștini neoprotestanți, pocăiți, cum li se mai spune, mai mult sau mai puțin ca titlu de batjocură. Cel întrebat, săteanul, a răspuns, da, avem în sat și din aceștia, dar de care căutați? Din cei de sâmbătă sau din cei de duminică? Călătorul ar fi răspuns, înțelept, eu caut pocăiți de toate zilele. Îmi pare rău, domnule, i s-ar fi răspuns, de aceștia n-avem pe la noi. Trist ar fi ca un creștin autentic să nu poată fi identificat ca fiind un creștin de toate zilele, ci doar de o zi pe săptămână. Cu noi să nu fie așa. Vom încheia, așa cum am promis la început, răspunsul, survolarea răspunsului privitor la întrebarea privind dovezile învierii lui Iisus Hristos, menționând un evantai de dovezi pe care Apostolul Pavel însuși le aduce în acest sens în 1 Corinteni, capitolul 15. El ne prezintă, în primul rând, în versetul 3, dovada scripturistică, adică Iisus a înviat a treia zi după Scripturi. Pentru un creștin, afirmația Bibliei este garanția cea mai mare a veridicității unei afirmații. Nu degeaba însuși Domnul Iisus Hristos a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Apoi avem dovada martorilor oculari, versetele 5 la 8, despre care tocmai am vorbit și nu vom mai reveni. În al treilea rând, dovada experienței personale cu Hristos a Apostolului Pavel, versetele 8 la 11. Persecutorul creștinilor, Saul din Tars, s-a întâlnit cu Iisus și viața lui a fost fundamental schimbată. Să ne preocupăm fiecare să-L cunoaștem pe El, pentru că până la urmă această cunoaștere face diferența. În Ioan 17:3 scrie și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Această relație cu Iisus Hristos ne furnizează învierea din moartea păcatului și a trăirii la o viață nouă de care avem atâta nevoie fiecare. În sfârșit, în al patrulea și ultimul rând, dovada sau argumentul logice elementare. În 1 Corinteni 15, versetele 14 la 18, ni se aduce acest argument și ni se arată că dacă Hristos n-ar fi înviat, nu ar putea fi explicată transformarea revoluționară din viața ucenicilor și nici a tuturor creștinilor din toate viacurile. Așadar, Hristos a înviat, dar nu numai acum 2000 de ani, ci El a înviat și în viața mea și sper și în viața dumneavoastră și acest lucru este cel mai minunat cu putință. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Vă invităm să ne scrieți conform datelor de pe ecran, prin e-mail sau prin poșta clasică,
sau chiar telefon, dar destinat acestui scop al unor întrebări, pentru că avem nevoie de întrebările dumneavoastră pentru a putea să ne referim la ele în episoadele viitoare. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare.